Cei 14 pui de panda s-au născut între iulie și septembrie și momentan sunt ținuți în două camere de la Institutul de Înmulțire din China. Între cel mai mic și cel mai mare pui există o diferență de 40 de zile. Cea mai periculoasă perioadă pentru puii de panda este în primele 10 zile de viață, când sunt cel mai expuși la boli sau pot muri dacă nu sunt hrăniți corespunzător. Micuții deschid ochii abia după 100 de zile de la naștere. Urșii panda, nativi din China, sunt o specie pe cale de dispariție, iar specialiștii din întreaga lume lucrează pentru a se asigura că adorabilele animale nu dispar. Aproximativ 80% dintre cele 1000 de exemplare existente pe planetă se găsesc în provincia Sichuan din China. În luna octombrie anului trecut, imagini cu un grup alcătuit din 7 pui de panda din aceeași instituție au fost date publicității. Vestea bună este că puii pot fi admirați de cei interesați. Există tururi în engleză, chineză și japoneză, dar trebuie făcută rezervare din timp. Banii obținuți din turism și donații ajută la finanțarea programului de înmulțire.